Almeida Garrett, Călătorie prin țara mea. Capitolul 25. Prea multă fericire înspăimântă și zăpăcește totodată. Ciudata contradicție a firii noastre. Cum s-au tulburat ochii verzi a Ioaninei și și-au pierdut strălucirea? Că inima femeii care iubește nu se înșală niciodată. Carlos ținea mâna Ioaninei strânsă într-a sa, și ochii săi umeziți, pironiți între ei, din al căror verde, străveziu și diafan ieșeau raze de o nespusă duioșie. Să spun eu acum tot ce simțea nu mi-e cu putință, într-atât de învălmășite erau gândurile, într-atât de răscolite erau toate simțurile. Mult timp n-au rostit o vorbă nici unul, nici celălalt, dar și-au ținut în felul acesta lungi cuvântări. În cele din urmă, Ioanina și-a reînceput stăruințele pe lângă vărul ei. Uite ce e, Carlos, mâine-i vineri, ți-a mai spus, și mă văd cu părintele Dinis. Dacă se ivește cea mai mică piedică din partea comandantului, să știi că lui nu-i refuză nimic. Pe Dumnezeu din cer, pe viața ta, pe bunica noastră, niciun cuvânt călugărului despre venirea mea aici. Lui, oh, lui am jurat să nu-l mai văd niciodată, iar dacă bunica ajunge, n-am să-i spun nimic, dar bunicii când am să-i pot spune și când ai să vi s-o vezi? Deocamdată nu se poate. Îmi trebuie aprobare de la Lisabona sau cel puțin de la cartierul general ca să fac un lucru interzis de toate legile militare și care în împrejurările actuale și într-un război ca ăsta e încă și mai oprit. Și fără asta... Știi doar bine că eu nu mă răzgândesc, fără asta nu se poate. Oricum, părintele Dinis nu trebuie să bănuiască. Și cât timp, câte zile vor să mai treacă? Știu și eu, 8, 15, poate chiar mai mult. Și beata bunică, sărăcuța, se topește de dor. Mângâi-o tu, Ioanina, spune-i că ai primit vești de la mine, că sunt bine, că nu duc lipsă de nimic, că trăiesc cu speranța să vă revăd cât de curând. Dar eu am să te văd în fiecare zi, nu-i așa, Carlos? Mâine e vineri. Mâine e ziua cea neagră, nici n-aș vrea. Mâine nu se poate, știi bine, dar în afară de mâine, dragul meu Carlos, în fiecare zi. Da, înger scump, da. Îmi făgăduiești? Îți jur. Orice s-ar întâmpla, orice s-ar, doar un singur lucru e... Dar asta nu, nu-i cu putință. Ce anume, Carlos? Ce poate fi? Ce se poate întâmpla care să te împiedice să... Carlos s-a înfiorat, a șovăit, a roșit, a pălit, a dat să-i spună adevărul și n-a îndrăsnit. De ce? Și ce adevăr era acela? N-am să-l spun acum eu. De vreme ce el nu l-a spus, cronicar, fidel și discret, am să imit discreția eroului meu. Dar oare la el era vorba de discreție? Nu, de fapt altceva era. Vreun gând ascuns? Nu. Vreo intenție rea, vreo înșelăciune premeditată sau poate... Nu, nici. Atunci ce era? Era nici mai mult, nici mai puțin decât îndoiala, slăbiciunea, vanitatea, minciuna proprie și obligatorie, falsitatea necesară a omului social. Carlos a mințit. Și a spus, numai dacă eu interzic expres șefii mei. Dar nu de asta se temea el. Nu acela era motivul unic și superior de care se temea că ar putea întrerupe într-o zi pe neașteptate dulcile relații cu care se deprinsese atât de repede, că îi se păreau acum o parte necesară, indispensabilă din viața lui. Nu asta era, nu. Iar Carlos mințise. Ioanina s-a uitat țintă la el, Carlos a roșit din nou, ea a pălit, apoi a roșit. Carlos, tu nu ești în stare să minți. Ioanina, tu ești Carlos al meu, tu mă iubești cum mă iubeai și înainte. Sunt, sunt și te iubesc. Ca înainte? Mai mult. Atunci uite, Carlos, eu n-am iubit niciodată, n-am să iubesc niciodată alt bărbat decât pe tine. Ioana. Carlos. Erau gata să cadă unul în brațele celuilalt. Mărturisirea simplă a nevinovăției era să fie primită de cine și cum, Sfinte Dumnezeule? Cu
Cuvintele acelea de aur, cuvintele dulci pe care cu atâta greutate le rostește o femeie mai puțin șireată, pe care, ghicite, știute, auzite de mult în inimă, spuse de 1000 de ori cu ochii, niciun bărbat nu se simte liniștit, nici fericit, nici sigur de fericirea sa, cât timp nu le aude și exprimate de buze. Cuvintele cerești care explică trecutul, răspunde viitor, sunt ultima și irevocabilă sentință a unei lungi pledoarii pline de neliniști, de nesiguranțe și temeri. Acele cuvinte, definitive și fatale, te iubesc, Ioanina, le rostise atât de firesc, atât de sincer, atât de ușor și fără șovăiel, de parcă ar fi fost, și erau desigur, de parcă ar fi fost întotdeauna gândul unic, ideea necurmată și obișnuită a vieții ei. Prea multă fericire înspăimântă și zăpăcește totodată. Cu o clipă mai înainte, Carlos și-ar fi dat viața ca să audă acele cuvinte. O clipă mai târziu, o ciudată contradicție a firii noastre duble, o clipă mai târziu și-ar fi dat viața ca să nu le fie auzit. În primul moment era gata să se arunce în brațele nevinovatei, care și le deschidea pe ale ei în sfântul extaz al celei mai pătimașe iubiri. În cel de-al doilea, a tremurat și s-a îngrozit de fericirea lui. Ioana, a strigat el, Ioana, scumpo, crezi tu că merit? Crezi tu că trebuie? Da, de când mă știu nu m-am gândit la altceva. De când ai plecat de aici, am început să înțeleg la ce mă gândeam. I-am spus-o și bunicii, iar ea? Ea m-a binecuvântat, m-a numit scumpa ei fică, m-a îmbrățișat, m-a sărutat și mi-a mărturisit că de mulți ani nu mai fusese atât de fericită și bucuroasă. Carlos n-a răspuns nimic și s-a uitat la Ioanina cu o nespusă afecțiune și tristețe. Razele de bucurie ce străluceau pe chipul ei, acum înfrumusețat de toată frumusețea cu care iluminează o dragoste adevărată și cele mai hâde trăsături, razele acelei bucurii au început să piară, să se stingă, transparența luminoasă a ochilor verzi s-a tulburat. Acum nici lumina limpede a apei mării, nici strălucirea profundă a smaragdului nu mai scânteiau în ei. Aveau luciul spălăcit și mort, matitatea lustruită și silicioasă a unei pietre din acelea fără ape, nici strălucire, pe care arta antică le monta în colierele statuilor. Cu bine, Ioana, a spus Carlos, tulburat și răscolit. Cu bine, Carlos, a răspuns ea mașinal, pe poimâine, Ioana. Da, poimâine am să-ți spun, să nu-mi spui. De ce? Pentru că e deprisos. Știu tot. Știi? Știu. Ce anume? Ceea ce tu n-ai curajul să-mi spui, Carlos. Dar inima mea a ghicit. Tu nu mă iubești, Carlos. Nu te iubesc. Eu, Sfinte Dumnezeule, eu nu te iubesc. Nu, tu iubești altă femeie. Eu, Ioana, oh, dacă ai ști. Știu tot. Nu știi. Știu. Iubește altă femeie, o femeie care te iubește, pe care nu poți, pe care nu trebuie să o părăsești și despre care eu, tu, știu că e frumoasă, talentată, plină de haruri și de farmece, fiindcă tu, Carlos al meu, fiindcă dragostea ta nu se poate dărui pe mai puțin. Ioana, Ioanina, nu spune nimic, nu-mi spune nimic astăzi, astăzi mai ales nu-mi spune nimic, mâine e vineri. Și mai bine, voi avea mai mult timp de chipzuit, de cântărit, până te revăd. Cu bine, Carlos. Un singur cuvânt, Ioana, crezi că sunt în stare să te înșel? Nu, sunt sigură că nu. Pe mâine, pe poimâine. Cu bine. S-au îmbrățișat, dar de asta dată fără înfocare. S-au sărutat cu o sărutare sfioasă și modestă. Buzele amândurora erau reci, mâinile le tremurau, iar inima strânsă le bătea atât de tare că se și auzea. S-au retras apoi în direcții opuse. Noaptea era pură și senină ca și în ajun, stelele licăreau pe cerul albastru cu aceeași strălucire. Tăcerea, măreția, frumusețea întregii naturi era aceeași. Doar ei erau alții, alții, atât de alții și diferiți de ce fuseseră. Se luaseră toate măsurile de prevedere. Amândoi au ajuns fără piedică la destinație.